Bună seara și bun găsit, ediție specială la Campus TV. Am deosebită plăcere să vă prezint patru dintre cei, cred că sunt vreo 50, mă rog, cel puțin 50 sau mai mulți și cu voluntari împreună. E vorba de o mișcare despre care am mai vorbit în cadrul emisiunii noastre la Campus TV. În această seară spuneam că avem patru elevi de la HDU cu care vom vorbi despre multe. Dar în primul rând vom vorbi despre empatie, căci cu asta ne-au obișnuit cei care sunt tineri, dar provin dintr-o generație, deși hulită de o parte din societatea noastră, noi ne încăpățânăm să dovedim contrariul. Dați-mi voie să vi-i prezint, este vorba despre Diana Mânica. Bună seara, bine ai revenit, Diana. Tot Diana, dar Tănase. Bună seara. Ambele sunt colegi de clasă a 12-a J de la Colegiul HDU și înclinăm balanța cu doi băieți, Teo Râmnicianu. Bună seara. Bună seara. Și Bogdan Stanciu. Bună seara. Bună seara. Voi sunteți de la clasa a 12-a I, spuneai tu, Bogdan, înainte, de la iubire. I? Da, de la iubire. De la iubire. Frumos spus. Vorbim despre iubire, vorbim despre acțiuni de suflet, vorbim despre voi, vorbim despre colegii voștri, cu toții meritați felicitări, de fiecare dată sunt emoționat când vorbesc cu voi, pentru că voi aveți alte posibilități în ziua de astăzi față de noi care ne-am născut într-o altă generație și ce am văzut la acțiunea de ieri, sincer m-a emoționat, chiar dacă nu am fost acolo și mă gândesc la voi ce emoții ați trăit și de data aceasta în mijlocul bătrânilor de la căminul, de la azilul de la Costești. Sunt multe de vorbit, de aceea nu știu cum să începem într-o ordine cronologică. Știu că ați fost și în primăvară la, da, la persoane vernice de la Costești. Le-am promis că o să revenim. Cum a fost această reîntâlnire cu bătrânii de la Costești? De data asta a fost puțin altfel, pentru faptul că când am fost noi în martie era perioada de pandemie, măști, nu ne-am putut apropia prea mult, dar acum pentru că am fost chiar în mijlocul dumnealor, am intrat în saloanele în care stăteau, a fost o altfel de experiență și eu personal am avut foarte multe emoții când i-am revăzut, când am mers acolo, m-am dus așa cu sufletul deschis, într-adevăr, dar încărcată de emoții și am plecat la fel de acolo. Dar a fost altfel interacțiunea și am putut să și discutăm, da. Am putut să, practic, să ne spunem povești, ne luăm în brațe, să stăm la o vorbă. A fost altfel interacțiunea. Eu am vorbit cu dumnealor și cu doamnele și cu domnii ca și cum ar fi fost bunicii mei și a fost atât de familiar și atât de frumos încât m-a bucurat din tot sufletul că am putut să-i revăd și le-am promis că o să mai revenim după ce dăm bacul, să le spunem, și am intrat la facultate, să le spunem ce am făcut, că așteaptă cu sufletul la gură să revenim. Asta ca prime impresii, după aceea vom avea și mai multe de discutat. Diana, la fel, care au fost primele tale impresii? Toate emoțiile au fost, să spunem așa, binevenite, pentru că prima dată când am fost nu am putut interacționa atât de mult cu dumnealor, doar ce le-am oferit florile și micile atenții pe care le-am avut la momentul respectiv, dar ceea ce a făcut acest mic eveniment mult mai frumos a fost faptul că a venit atât de natural, pentru că doamna dirigintă ne-a întrebat ce doriți să facem anul ăsta, spre ce activitate vreți să ne îndreptăm. Și am răspuns cu toții, da, vrem să revedem, vrem să mergem, vrem să ne reîntoarcem, să-i luăm în brațe, să vorbim eventual cu ei mult mai multe și asta s-a întâmplat. Teo? Am plecat cu gândul din Buzău că voi trăi cumva suferința pe care acei oameni o au și am ajuns în Buzău cu gândul că am plecat de acolo cu mai multe tăierii decât aș fi putut găsi în orice altă parte. Nu a fost un schimb de experiențe. Noi am plecat cu gândul să-i ajutăm și ne-au ajutat ei pe noi.
lecție de viață, nu? Da. Acolo, Bogdan. Da, au fost niște oameni foarte calzi, ne-au primit cu brațele deschise, foarte bucuroși să ne vadă mereu, ca atunci când mergem la bunici, fiecare, exact același sentiment, ne-au primit cu brațele deschise, erau foarte, foarte fericiți, foarte emoționați să vadă că a venit cineva să stea de vorbă cu ei, să-i cunoască mai bine, să le poată împărtăși ceva și a fost o experiență unică, pot spune. Eu pe toți v-am văzut cu ochii în lacrimi. Da. Nu cred că a existat tânăr pe care să nu fi văzut cu ochii în lacrimi. Și au fost multe momente care v-au copleșit. Cine sunteți voi, de fapt? E o întrebare, nu cred că grea, pentru că voi aveți răspuns la orice. Dar vreau să le spuneți, cine sunteți voi, de fapt, Diana? Eu despre noi învăț, despre mine și despre generația din care fac parte, învăț în fiecare zi câte un lucru nou și... Cum trec ani, îmi dau seama că încep ușor să mă maturizez, să văd lucrurile cu alți ochi și chiar și acum dacă trebuie să compar cum eram la începutul anului și cum sunt acum, se vede o diferență colosală în mine. Dar voiam să spun faptul că îmi dau seama cât de mult contează micile lucruri pe care le faci pentru ceilalți. Nu faptul că ne-am dus și le-am oferit ceva în dar, faptul că am fost acolo și că i-am ținut în brațe pentru că probabil că eu știu oameni care n-au mai fost atât de mult timp îmbrățișați așa... Cu sufletul. Cu suflet, cu tot sufletul, da, exact. Și mi-a dat seama cât de mult contează emoția pe care o transmis mai departe, de asta l-am și cântat, pentru că prin cântecile putem transmite emoțiile, putem transmite tremurul acela al vocii pe care l-ai pe anumite note, te face cumva să simți lucrurile altfel și ne-am apropiat atât de frumos acolo și ce pot să spun despre noi este că dacă e să luăm ca totală generație sau dacă e să iau un caz concret, adică noi cei care facem lucrurile acestea, suntem niște tineri care încercăm să lăsăm mai departe cât de mult putem din sufletul nostru, din cunoștințele pe care reușim să le magazinăm, din talentul pe care fiecare dintre noi le are sau înclinație spre altceva, învățăm unii de la ceilalți și important e să lăsăm în urmă nu neapărat ceva material, cât în fiecare suflet pe care îl întâlnim să lăsăm câte o... cum se spune exact? Amprentă. O amprentă, da, exact. Câte o amprentă. Fiecare om pe care îl întâlnim. Deci... Vorbe despre viață, nu? Așa se numește proiectul, coordonat de profesoara Alina Năstăsoiu și pe care cu siguranță îl vor continua colegii mai mici. Da, generațiile viitoare. Pentru că voi sunteți a 12-a, gata, veni bacul. Ca tânăr ți-e foarte greu să te identifici cu acea... să spunem așa, etapa vieții. Îți e foarte greu să te vizualizezi ca bătrân sau chiar și să te gândești la ce se va întâmpla cu tine atunci. Și a fost o interacțiune prețioasă, cred, pentru că am mai spus asta, cred că nu noi am dat cadourile, cred că noi le-am primit pentru că ne-au schimbat comportamentul, ne-au schimbat percepția despre bătrânețe, ne-au dat la schimb niște sfaturi pe care dumnealor le-au sintetizat în câteva alea două ore pe care le-am petrecut alături de ei, au sintetizat cred că cele mai importante sfaturi de viață pe care le-au putut prinde din experiența lor până la urmă. Și e impresionant să vezi niște oameni în pragul bătrâneții care îți rup așa o bucată din suflet și spun, te rog, nu face greșelile mele. Sau ai grijă de părinții tăi. Sau să n-ajungi să fii surd, orb și mut la ce se întâmplă în jurul tău. Lucruri de genul acesta, care te fac să plângi. Am plâns cu toții. Da, eu acum, repet, sunt foarte emoționat, mai ales că vă văd pe voi și îmi transmiteți exact ce și acțiunea asta care a avut loc în weekend este încă vie pentru voi și sunt convins că vă va urmări. Teo, tu, lucrurile care te-au impresionat cel mai mult din vizita asta la azilul de la Costești. Știți cum a fost la început, când am intrat pentru prima oară în azil? Am întâmpinat un pic de rezistență. A fost un pic greu din partea lor, nu s-au deschis atât de repede, știți? Probabil din frică, era ceva nou pentru ei, ceva neobișnuit, nu cred că au mai avut această experiență în afară de noi. Și în momentul ăla a fost puțin acolo ceva care îi împiedica să deschidă. În momentul în care au văzut că, probabil au simțit că avem intenții bune și că vrem doar să vorbim cu ei, să comunicăm, să ne spună poveștile lor, să se deschidă în fața noastră. Dar și faptul că le aminteam de copiii lor. Da, și asta, pentru că au menționat la un moment dat că prin voi noi trăim tinerețea. Da, da. Ceea ce a fost foarte, foarte profund. Și după
după ceva timp ne-am acomodat și să știți că au început să vorbească, nu mai puteai opri, nu mai puteau să se oprească din a vorbi. S-au simțit în siguranță, da, cumva, da, alături de noi. Da. Și da, față de niște persoane pe care nu le cunosc, le-am mai văzut doar o dată, e foarte greu să poți să ajungi în punctul în care să discuți așa cum am discutat ei cu noi și noi cu ei. De aceea spun că, revenind la întrebarea pe care ne-ați adresat-o, ce suntem noi ca tineri sau ce fel de tineri suntem acum, consider că suntem niște tineri care vrem să devenim oameni, să fim oameni, știți? E o diferență mare să fiu, e o diferență foarte mare între un om ca restul și un om care este cu adevărat empatic, să zic așa. Un uman, da. Și îmi place cuvântul ăsta, empatie. De fiecare dată când am ocazia, îl pun în titlu, așa cum am făcut și în această seară, la ediția specială. Bogdan, bărbat, da? Cu toate astea ai plăcut. Pardon. Da, m-a emoționat. Nu pot să spun. Privirea din ochii lor, i-am văzut pe toți cum erau așa bucuroși, cum parcă nu mai avuseră parte de mult de așa ceva. Mai ales după ce ne-au povestit toți de nepoții lor pe care nu i-au mai văzut de mult timp. Ne-au povestit despre copiilor și cum se simt oarecum abandonați. Ori nu îi vizitează deloc, ori îi vizitează mai rar. Și tocmai de asta i-a bucurat așa de mult faptul că i-am vizitat. Și mi-amintesc foarte bine ce mi-a spus doamna cu care am vorbit cel mai mult, o chema Victoria, și mi-a spus că vă doresc anii mei, dar nu vă doresc trăirile mele. Iar oamenii, domnii și doamnele de acolo, mai în vârstă, aveau o experiență de viață mult mai mare decât noi, evident, și atât cu bune cât și cu rele. Erau și răniți, dar parcă le-am mai pus un bandaj pe inimă când am venit acolo. Și erau așa senini, așa blânzi și așa puri. Ne doreau tot ce era mai bine. Eu sunt compleșit de faptul că, printre altele, am avut și această experiență cu bătrâni. Mă regăsesc în ceea ce spuneți voi de fiecare dată când am fost în aceste, să zicem, centre de protecție socială, atunci când am lucrat la protecția copilului și a persoanelor adulte. Te încarcă foarte mult o vizită de genul acesta. Să ai răbdare, să ai mulți nervi și să poți duce. Pentru că oamenii aceștia au într-adevăr niște povești în spate de te cutremur. Fiecare are câte o poveste de genul acesta. Diana, te-am auzit citind dintr-o poezie. Care poezie? Înțeleg că de fapt era o poveste de viață a unui bătrân pe care l-ați regăsit voi. Da. Înainte de a da această poezie, spuneți-ne câteva vorbe. Cum ați ajuns să socializați cu bătrânul respectiv și cum a ajuns această poezie la voi să fie citită? Mă scuzați, scuze. Cred că sunt cel mai în stare să spun chestia asta, pentru că eram exact acolo, nu știu dacă tu erai. Așa. Și la un moment dat era doar dumnealui și cu o asistentă și cu doamna directoare de acolo și a venit doamna directoare cu un zâmbet pe față și cu lacrimi, nu? Și a spus, vreau să-mi citească poeziile. Da, doamne, pentru că m-am întâlnit, eu am visat într-un fiecare salon în parte cât am putut și am ajuns la un moment dat, era acest bătrân care stătea cu ușa deschisă, cu un zâmbet. Deci cred că a fost cel mai plin de căldură, cel mai senin zâmbet pe care l-a avut în viața mea. Era atât de senin și stătea așa și zâmbea și mi-a spus că o să-și doiască foarte mult la un moment dat să ne trimită niște poezii pe care le scrie să le citim noi, dar a zis că nu știe cum să se descurce să le citim neapărat și a insistat să le citim atunci. Și după ne-am strâns toți, după ce am cântat și i-am promis domnului că o să citesc poeziile, le-am citit pe moment atunci. Deci vreau să vă spun că stăteam cu foaia în mână, îmi tremura vocea. Deci domnul l-a întrebat doamna dirigintă ce a fost la viața lui și a spus că el a fost tractorist și că lui a plăcut tot timpul să scrie poezii, dar nu a reușit, nu a avut această posibilitate în carieră. Vreau să spun că au fost niște creații atât de bune, adică au spus că vor să le și publice. Și am citit trei poezii, una dintre ele era povestea dumnealui de viață cu fiul său și m-a cutremurat teribil, încercam să-mi țin plânsul în gât, să nu încep să plâng pe moment. Am mai scris o poezie ușor amuzantă despre cămin,
despre azilul respectiv și colegul dumnealui de cameră, cred că era că mai era un domn acolo despre care scria și era într-o notă veselă și a mai scris prima poezie pe care am citit a fost despre iubire și despre credință și m-a lăsat emoționată faptul că am văzut că la vârsta dumnealui trăiește atât de puternic sentimentul de iubire și față de ceilalți, față de Dumnezeu și mi s-a părut că da, într-adevăr, corpul îmbătrânește, nu te mai ajută la un moment dat, dar sufletul dumnealor era atât de tânăr, atât de neatins, atât de pur, mi s-a părut extraordinar și Domnul este un adevărat talent. Este un adevărat talent și am muncit să facă lucrurile respective și am fost foarte onorată să pot să citesc creațiile pe moment atunci. Să ascultăm una între poezii, da? Uh-huh. Cea pe care o avem noi. Cursul vieții sau nu știu cum... Da, da. Da? Parcă așa aici, se numea. Da? Este povestea dumnealui. Povestea dânsului, da? Citită de tine, da. Diana. Haideți să urmărim acest moment cu poezia. Cursul unui tată și bunic. Și spune așa. Plecați în lume printre străini, la o viață mai frumoasă, lăsați în urmă părinți buni, doi frați, surori și o casă. Și ne-am lăsat numai atât, o spun chiar cu tărie, că am lăsat ce-a fost mai scump, a mea copilărie. Am colindat în lung și în lat, prin vechi peripeții, mă strecuram printre golani cu minte de copii. Din toată goana după bine, stop, odată m-am oprit. Dorind să fiu puțin mai tandru, m-am căsătorit. Și viața mi se schimbă prompt, cu un colorat mai viu. Apare bucurie mare, ca mea sosit cu fiul. Dar acest băiat cu minte, ce să zic, vă spun îndată, toți ne minunam de el, și ziceam că-i fată, dar la rând odată și el a plecat, a lăsat părinții și s-a înstrăinat. După ani de zile la părinți s-a întors, fiind mult mai rece și întors pe dos. A jignit părinții și a supărat, mama după boală a și decedat și a rămas cu tata după certuri dure, tată supărat, nemai putând să îndure. Știind că nu mai are, doar singur copil, și l-a lăsat în case și pleacă la azil. Dar n-a fost abandonat de lume sau de toți, că a mai avut la țară o groază de nepoți. A făcut cu toți o mare alianță și l-a dus la munte ca într-o vacanță. El le pupă mâna și le mulțumește că le sunt iubiți și se veselește. Și îl roagă pe Domnul să mai țină în brață, să le dea putere și multă viață. Le pupă mâinile. Da, sunt multe... Și da, 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 exact, pielea de din nou, retrăiesc momentul acela. Cum v-ați gândit ceva să, uite, să l-ajutați pe omul respectiv să își publice? Ne-a spus doamna directoare de acolo că își dorește foarte mult să lucrează să îi le publice și când revin acolo vreau neapărat să văd volumul, că îl vreau să le iau acasă. Avea foarte multe, avea scris într-un caiet foarte multe poezii și sper să îi le publice, dacă nu o să insistăm și o să facem cumva să fie publicate. Ce vă mână pe voi, Bogdan? Ce, eu am spus că e vorba de o mișcare, pentru că voi vă detașați față de, să zicem, mulți care preferă oarecum să fie impasibil la societate, mă rog, nu cu titlul de a judeca. Dar trebuie evidențiată și această situație în care voi vă implicați în tot felul de activități, acțiuni. Mai ales în liceul nostru, din câte am observat, dar în special și în generația noastră, mi se pare că suntem o generație a schimbării, că spre deosebire de părinții noștri nu mai suntem așa mulțumiți, nu mai suntem așa docili și dacă vrem să se întâmple ceva, acționăm ca să facem schimbarea aia. Și mai ales în concret, în cazul în care am fost la azil weekendul trecut, a fost dorința de a-i face să se simtă importanți, auziți, ascultați, că empatizează cineva cu ei, că nu sunt singuri, da. Și că au un mediu sigur în care se pot deschide, în care pot povesti, în care pot să fie aproape, în care pot să ia în brațe pe cineva, pur și simplu, să nu se simtă singuri, să simtă că sunt un om care merită la fel de mult ca orice alt om și că nu sunt abandonați. Teo, cred că pe mine cel puțin mă mână dorința de a face bine, de a fi un om mai bun. Ce felul în care mă compor și relaționez cu oamenii din jur, consider că la un moment dat mă definește pe mine ca om și va defini și cum voi fi eu la rândul meu tratat.
m-aș fi pus în locul dumnealor. Dacă aș fi ajuns eu acolo, cum aș fi vrut să fiu tratat? Și de aceea am ajuns în punctul în care să vorbesc cu oamenii de acolo, să încerc să-i fac să râdă. Și pe surprinderea mea a fost că chiar unul dintre bătrânii ne-a făcut să râdem pentru că ne-a povestit viața lui și am râs foarte mult, că a fost boxer și șofer de autobuz și ne-a povestit mai multe lucruri care nu merg spuse. Nu altele, dar altele. Da. Dar cred că asta este cea mai importantă dintre ele, dorința de a face bine și de a schimba. De a schimba în bine. Diana. Pe mine vizita la azil m-a făcut să mă gândesc mult mai macro la ce se întâmplă în țară și la azilele de pretutindeni. Pentru că azilul de la Costeș poate fi un caz fericit în care, într-adevăr, bătrânii respectivi sunt tratați cu respect și empatie, însă nu pot să mă gândesc că în toate azilele din România se poate întâmpla același lucru și asta m-a întristat teribil, pentru că dacă te gândești că au nevoie de atât de puțin, de acea interacțiune, de respect, bineînțeles, de răbdare pe care ați invocat-o și dumneavoastră la început, și de asemenea grijă, și realizând că aceste lucruri nu sunt, să spunem așa, aplicate în toate zilele din România, te întristează. Pe lângă asta, realizez în același timp că atâtea lucruri pot fi schimbate, atâtea lucruri putem să le aducem în viața lor ca să le putem înflori, cercuri de lectură, cercuri de artă, chiar și cercuri care să le permită să se miște mult mai mult, cercuri de cusut, de poezie și așa mai departe. Atât de multe lucruri care le pot schimba puțin trăirea, pentru că până și domnul pe care vi l-am adus în față și ale cărei poezii Diana le-a citit, e o excepție. Pentru că dumnealui și-a găsit vocea, și-a găsit limbajul și-a reușit și la vârsta lui să mai simtă ceva și să le ofere și oamenilor din jur acel ceva și cred că mult mai mulți bătrâni ar putea face asta dacă li s-ar oferi măcar oportunitățile sau, să spunem așa, șansa de a se redescoperi. Și pe lângă asta am mai conștientizat încă ceva faptul că atât noi, tinerii, copiii bătrânilor de pretutindeni și chiar bătrânii noștri au o părere foarte proastă despre ceea ce înseamnă azil, pentru că noi am pus bazele unui sistem care nu-i respectă. Și atunci cred că ideea despre azil ar putea fi schimbată, pentru că observăm, cel puțin noi am observat asta, interacțiunea care există între bătrânii de acolo. Și că interacțiunea aceasta îi ține în viață, îi ține vii, după cum am spus. Și această nevoie a fost realizată doar acolo, doar stând acolo și văzând cum trăiesc, văzând cum sunt îngrijiți, văzând grija pe care oamenii de acolo le poartă și interacțiunile dintre ei. Diana. Da. Vreau să vorbesc ceva din ce a spus Diana, pentru faptul că ideea de azil de bătrâni, pentru mulți dintre ei, am stat lângă o doamnă la un moment dat, se uita la mine și mi-a spus de 3 ori că are, dar pentru că a abandonat-o, așa se simțea abandonată, spune că a avut o fiică care a terminat și HD-ul și acum se simțea abandonată și spunea că, uite, mamă, că m-au lăsat aici, exact, că nu vin să mă vadă, că pot să înțeleg că este greu pentru o familie tânără să aibă grijă de un bătrân. Dar faptul că mulți dintre ei erau atât de înstrăinați de familie, deci mă simțeam, la final am luat pe fiecare în parte și i-am pupat, pentru că voiam să simtă cu totul interacțiunea și să vadă că suntem acolo. Mi-aș dori ca această parte a vieții, bătrânețea, pe care unii dintre bătrâni și-o petrec la azil, să fie mai mult un refugiu sufletesc și nu o închisoare, da, sau un abandon pe care ei îl simt. Pentru că, vrem sau nu să înțelegem, viața este ciclică și cu cât înaintăm în vârstă, într-adevăr, sufletul nostru crește, se umple de înțelepciune, de cunoștințe, de experiență, dar cumva ne apropiem de trăirile unui copil, ușor, ușor. Vrem, nu vrem, m-am uitat la dumnealor, aveau o bucurie tinerească de copil, aveau o percepție, erau exact ca pe niște copii i-am văzut, deși erau plini de înțelepciune și de experiență. Însă, cumva, La momentul acela vieții ne-aș vrea să închidem undeva, să-i lăsăm deoparte, să băgăm sub preș lucrul ăsta. Nu, bătrânii există, bătrânii ne pot
umple pe noi tinerii de niște învățături pe care nu avem cum să le luăm din altă parte, trebuie să conștientizăm lucrul ăsta și că putem învăța doar cunoscând oameni care au trăit niște clipe pe care noi nu le-am trăit și ne pot povesti și ne pot spune experiența lor de viață și asta mi-aș dori să se schimbe în general, modul în care este privită și de bătrâni și de societate ideea de azil. Deci, da, eu cred că, cel puțin la nivelul județului nostru, și apropo de ceea ce ați făcut voi, de ați adus bucuria în sufletele lor, poate fi făcut neapărat cu o anumită ocazie. Adică nu trebuie să fie o sărbătoare, nu trebuie să fie ceva de care să te legi pentru a-i vizita. Și nu cred că există o reticență din partea celor care conduc aceste așezamente în a primi pe oricine. Asta clar. Da, pentru că lecții de viață, așa cum ați luat și voi, pot lua și alți oameni. Trebuie neapărat să fie ele, poate să fie vreun tânăr. Trebuie să găsim modalitatea în care putem... Un tânăr care a trecut, te depăși, da. Să refacem puntea între generații până la urmă. Exact, exact. Adică eu întotdeauna am fost de părere că, într-adevăr, aceste centre, mă rog, și pentru copii, la fel, că da, și la copii, da, la centrele de plasamentul copii, astea care mai sunt, că acum politica, noua politică, este de a desființa centrele de plasament și a le face într-o case de tip familiar, în apartamente unde sunt mai mulți copii care trăiesc ca o familie, să mai fie genul ăla de instituționalizație, adică să fie foarte mulți paturi supraetajate și așa mai departe, exact. E, astfel de vizite, dacă ar fi și mai dese, da, ar fi și mai ușor pentru ei să treacă peste momentele astea în care ei se simt izolați. Că eu vă dați seama ce au simțit în momentul în care a rămas bucuria aceea, voi ați plecat și s-au trezit a doua zi. Mi-a spus doamna director că o să vorbească, să m-au vorbit și atunci. Mi-a spus că încă au florile pe care le-am dat în martie la geam și că au vorbit luni de zile pentru că fiind... Acolo am uitat într-o rutină cumva și pentru dumnealor faptul că am venit acolo... Da, o vizitele noastre sunt evenimente. Sunt evenimente pentru dumnealor și o să ne mai dorim să revenim. În schimb, mi-aș dori ca și alți tineri și alți oameni, nu neapărat tineri, oameni în general, să conștientizeze cât de important este un segment de timp minim, o jumătate de oră, în care faci o acțiune de genul acesta, care pentru omul căruia îi dedici acțiunea respectivă, contează luni, poate ani de zile să-și aduc aminte și nu o să uite de lucrul ăsta. Da, ei se încarcă cu voi. Da. Ei își încarcă sufletul. Și apropo de darul, dacă ați fost și cu mici atenție, cel mai important dar a fost acea mângâiere pe care ați oferit-o. Eu așa cred, Bogdan. Da, nu a contat așa de mult partea materială ce le-am mai pus. Fiecăruia i-am pus cât un pachetel care a constat, știu și colegii mei mai mult, e ceva simbolic, mai mult de exemplu, perechi de șosete din acelea cu model de Crăciun. Asta am vrut să o avem mai mult ca amintire a ceea ce s-a întâmplat. Dar experiența în sine a contat cel mai mult. Faptul că am fost acolo, exact cum stăm noi chiar aici, lângă parc, cu dumnealor, că am vorbit cu ei, că ne-am uitat, că i-am ascultat pur și simplu ce aveau pe suflet, ce îi pasiona și majoritatea, de mare parte, toți chiar au fost foarte interesați. Eu am avut, de exemplu, o doamnă mai în vârstă care croșeta și mi-a arătat. Toată camera era decorată cu lucruri pe care le-a croșetat, adică în formă de pui, de animale, de mai multe. Și era și un anume simț de comunitate acolo între cele trei doamne la care am fost eu și mai mulți colegi în cameră. Și o blândețe pe care am simțit-o din partea lor. Adică, în ciuda faptului că au fost, într-un fel, abandonate acolo și au găsit o familie. Și faptul că și noi am venit să le vizităm a augmentat simțul acesta de familie. Practic, fiecare a adoptat câte un bătrân de acolo. Da. Și voiam să mai spun un lucru, mi-am să aminte acum de o doamnă care a spus că eu cred în voi pentru că voi sunteți salvarea viitorului nostru, viitorului țării. Ei nu se gândeau la ei, se gândeau la viitorul țării, viitorul generațiilor și viitorul oamenilor care vor trăi poate mai bine decât au reușit ei să o facă. Faptul că doamna se uita la mine cu niște ochi în lacrimi și mi-a spus că
voi sunteți salvarea noastră, în momentul respectiv am simțit că mi s-a dat o povară cumva, în faptul că am de făcut niște lucruri bine, trebuie să fac lucrurile rațional vorbind, trebuie să am grijă la ceea ce fac, trebuie să mă gândesc la cei din jurul meu și ei chiar cred cu adevărat în noi. Și m-am bucurat faptul că ne-au văzut ca pe niște eroi ai lor, ai copiilor, ai nepoților lor și că poate cumva prin noi lucrurile vor fi mai bune și vom putea aduce o schimbare și m-am bucurat să-i văd așa. Ne dădea în același timp impresia că nici nu se referă la ei, la generația lor, ci mai degrabă la următorii bătrâni, la următoarele generații care ne vor fi nouă în grijă. Erau foarte modești din toate punctele de vedere. Da, Teo, dar ce facem că mulți dintre voi pleacă? Păi, adevărul ăsta e că majoritatea generației noastre are în plan să plece. Decât că problema se pune și aici ce lași în urmă. Pleci ca să ce? Să ampretezi anumite locuri care nu ți aparțin și lași în urmă tot ceea ce te definește. Ceea ce mie mi se pare un pic cam egoist. Pe de altă parte, nu sunt de condamnat cei care pleacă. Asta este adevărul. Corect. Și e trist că în continuare pleacă tineri. Întrebarea care ar trebui să pună nu este câți pleacă, ci este de ce pleacă. Adică de ce păi aici... Hai să răspundem la întrebarea asta. De ce pleacă? De frică. De frică că aici nu ar putea să ajungă ceea ce își doresc, cel mai probabil. Și ar putea să ajungă... Da, bineînțeles că ar putea. Deci există. Există, decât că este ascunsă, să zic așa, partea asta. Și nu este neapărat ascunsă pentru că nu ar exista sau că este greu de ajuns acolo. Pentru că noi vrem să credem că la noi e greu. Când de fapt nu e atât de greu. Fix aseară am văzut un film non-conformiști, mă rog, tradus în limba română, cu Brad Pitt și Kate Winslet. Mă rog, cuplu care a fost și în Titanic. Și la un moment dat intervine o criză din asta de cuplu și fiind în America, un job din asta prin anii 30-40, nu mai țin minte, oricum nu contează de asta de epocă, dar și ea a pus problema, domne, hai să mergem la Paris să ne afirmăm acolo. Nu știu dacă ați văzut film, care are multe semnificații, dar s-a dovedit că până la urmă puteau să realizeze și să fie fericiți și acolo unde erau. De ce neapărat să vină în mirajul Parisului? E cumva și cu dus și întors. Îmi doresc din suflet să mă pot realiza în țară. Chiar îmi doresc lucrul ăsta. Dar, pe de altă parte, pot să înțeleg din niște puncte de vedere și de ce se pleacă. Da, salariul minim pe economie nu poate să asigure nici măcar chiria și mâncarea pe toată luna. Să nu mai vorbim faptul că nu rămâne niciun ban deoparte de pus. Chiriile în București, m-am uitat pentru că, în întors de curiozitate, chiriile în București sunt de 300-400 de euro, trebuie să stai foarte... Și la cămine sunt chiriile foarte, foarte mari. Inflația, acum care a făcut prețul mâncării să crească atât de mult, pentru că acum toată lumea mănâncă fast food și pentru faptul că este foarte scump să poți să mănânci cu adevărat sănătos, pentru că totul este foarte scump și mulți aleg să se ducă repede la metrou să-și ia ceva să mănânce, care este și oricum mai ieftin și mai rapid de mâncat. Sunt mulți factori aici. Și faptul că nu te poți angaja neapărat pentru că nu o să te angajezi nimeni fără experiență. Unde capeți experiență în domeniul tău? Este, mulți poate să și ducă să vadă cum e în altă parte. Să vadă măcar câțiva, un an, doi, trei, pleacă cu Erasmus din facultate. Să vadă cum e și în altă parte. Unii se și întorc. Însă cred într-adevăr că statul ar trebui să investească mai mult în tineri. Și în a le asigura lor un mod prosper de a se dezvolta. Și pe lângă asta vorbim și despre dorințele pe plan personal pe care fiecare dintre noi le are. Pentru că să te uiți la general în țară și la oportunitățile pe care le oferă și să realizezi faptul că domeniul pe care tu îl alegi probabil că nu este atât de bine targetat sau poate nu este atât de bine studiat în țara ta, te întristează și atunci vrei să faci orice este posibil pentru a te specializa în domeniul tău, în altă parte, oriunde. Exact. Da. Și... Asta e un subiect de dezbatere destul de larg. Da. E cu, și cu duș întors. Pentru că, mă scuzați, intervine acel egoism de știm că este foarte greu, dar se salvează cine poate. Ăsta este adevărul. Intervine acel... luptă sau fugi. Nu spun că plecarea colegilor noștri în afară este fugă.
dar este o dorință de a profita de oportunitățile pe care ți le dorești până la urmă. Și nu cred că asta este deplamat, având în vedere că, într-adevăr, se întorc și specialiști din afară. Dar problema, într-adevăr, este foarte complexă și mi-e ciudă că o dezbatem în câteva idei așa pe care, da, pe care ne mai vin. Da, eu să zic că avem tot timpul, bine, nu știu cât timp mai aveți voi așa în general, dacă sunteți și cu bacalaureatul, pentru care cred că vă pregătiți deja, nu? Da. Dar zilele acestea sunt zile speciale pentru Colegiul HDU, 155 de ani de la înființare. Cum simțiți voi perioada asta ca HDN în ultimul an, Bogdan? Sunt multe de zis aici. Ca... Păi avem timp, mai avem. Sigur, sigur. Te rog. Mi se pare că liceul a zburat efectiv în acești 3 ani. Am învățat multe, dar au trecut și foarte repede comparativ cu gimnaziu. Mi se pare că a trecut de 1000 de ori mai repede liceul și că viața a mers practic pe repede înainte, mai ales și în situația pandemică și toate cele. Doar că m-am bucurat de liceu. Chiar și un timp mai redus cât am fost, pentru că a trebuit să mai stăm și online, ba o grupă, ba alta. Dar mi-a plăcut pur și simplu la liceu. Mi-a plăcut. Teo. Consider că perioada asta de liceu a fost marcantă pentru mine și pentru ceea ce sunt eu acum. Mai ales pentru că sunt în liceu, în Colegiul Național HDU. Pentru că am observat că este o mare diferență între ceea ce se face la noi și ceea ce se face în altă parte. Adică relația dintre profesori și elevi, în unele cazuri, este de familie, de prietenie. Nu mai este reticența aia, autoritatea față de o persoană care nu ar trebui să fie așa. Consider că suntem prieteni, că relaționăm, că învățăm unii de la alții și pe ocazia sărbătoririi aniversării aceasta de 150 de ani, 155 de ani de la înființare. Sincer, pot spune cu adevărat că am un spirit HDN. Da, e recunoscut spiritul HDN. Eu aș face o paranteză acum, fără să vă supărați voi pe mine. Sunt și alte unități de învățământ unde putem să găsim această rețetă a empatiei între profesor și elev. Voi sunteți acolo, adică subiectivismul ăsta este acceptat. Da. Pentru că vin alții și spun că noi, la noi, la liceul nostru, e așa, că nu e ca la alții. Important e ca adevărul să fim undeva la mijloc. Și toți, apropo de ce, acum am început emisiunea, da, de empatie și cum facem trecerea la bătrânii pe care i-ați văzut, și cei care sunt în fața voastră, care nu sunt bătrâni, dar au experiență la catedră și care devin mai empatici cu voi. Pentru că altă soluție nu există. Imaginați-vă cât de greu e să fii profesor în ziua de azi. Dumnezeule, cu voi e foarte greu. Sincer, nu e așa? Și nu spun neapărat în sensul ăla peiorativ, Diana. Aș vrea să continuăm ideea pe care Te rog. Ați adus-o la fileu, să spunem așa, adaptarea profesorilor la elevii pe care i-au în fața lor. Este și nu este greu, dar trebuie până la urmă să-ți dai voie să te adaptezi copiilor din fața ta și să te lași învățat, dacă vreți să spunem așa. Pe lângă asta, în ceea ce privește liceul, HD-ul, eu m-am săturat, sincer, de acea idee de performanță, pentru că nu este doar performanță, pentru că ai și acele oportunități care pe mine m-au crescut și pe colegi, avem atâtea cluburi, atâtea... Sunt conștientă că nu sunt doar la mine în liceu și au capacitatea de a-i crește și pe ei și pe noi în egală măsură. Dar e mult mai mult decât notele bune pe care le-am luat până acum. E mult, mult mai mult. E vorba de niște relații pe care le-am clădit, de copii care au un plan să-și facă afaceri împreună sau să meargă împreună la facultăți, să schimbe ceva, care și-au dat seama de oportunitățile care pot fi într-un club, cum sunt copiii de la 3,14, de la debate și multe alte lucruri care te cresc până la urmă. De ce nu cred că este vorba? Performanța e un beneficiu. Da. Sau o mică parte din... Până la urmă, perioada liceului, pentru, dacă ideal, nu, să zicem, lansez această provocare sau întrebare, pentru un tânăr este ca la final să
fie pregătit pentru viața ulterioară, pentru nou pas. Că se numește HSD sau altfel. Ce ai spus tu acum, Diana, Diana Tănase, este excepțional. E primul elev pe care îl aud de la HSD spunând asta. Și asta înseamnă că voi sunteți curajoși. Curajoși în sensul ăla foarte bine. Bravo. Diana, te rog. Eu chiar despre ce spuneam mai devreme, am vorbit cu un prieten, cred că văd 4 ore, am vorbit într-o seară cu subiect respectiv, am spus așa. Nu știu cât contează faptul că ai stat într-o seară să înveți la mate 4 ore și ai luat nota aia pe care ai vrut-o, ai luat un 90 ce ți-a trebuit și ai făcut o medie bună, cât contează experiențele și evenimentele la care ai participat în timpul liceului, pentru că am spus și repet lucrul ăsta. Ce apreciez enorm la ultimii 2 ani, adică o clasa 11 și clasa 12 acum, este faptul că ni s-a permis din partea profesorilor să purtăm discuții care nu aveau neapărat treabă cu materia, doar că au simțit că avem nevoie să purtăm, când era perioada războiului, când începuse, atunci am vorbit, cred că o lună de zile despre asta, vorbeam despre trăirile noastre, despre momentele pe care le parcurgem, despre știrile care ne-au tulburat. Și sunt niște lucruri de actualitate. E foarte important să fii informat pe treaba asta și mă apreciat foarte mult că ni s-a permis să lăsăm 20 de minute din ora respectivă sau chiar o oră întreagă. Am avut chiar eu o oră la care am putut să fiu profesor. Am rugat pe domnul profesor respectiv dacă pot să fac eu o oră în care să încerc cumva să-i prind pe colegii mei cu partea asta de literatură, de poezie contemporană pe care încerc să o promovez. Și a fost un experiment pentru mine pe care am vrut neapărat să-l fac și a contat foarte mult și pentru colegii mei și pentru domnul profesor că a văzut genul ăsta de experiment și asta contează cu adevărat când se va trage linie la final, asta va conta activitățile de voluntariat pe care le-am făcut, lucrurile pe care le-am făcut împreună, discuțiile pe care le-am purtat pentru că învățăm zi de zi unde la ceilalți, chiar eu cu Diana vorbeam la un moment dat cât de mult am crescut ascultându-ne una pe cealaltă și discutând în clasă și am văzut alte perspective. Asta contează foarte mult și pot spune că m-am dezvoltat atât de mult sufletește și intelectual, dar pe partea asta de practic, ce făceam, discuțiile practic pe care le purtam, încât mă simt pregătită pentru a ieși în viață. Mă simt pregătită să port o discuție, să pot să fiu argumentată, să pot să dau răspunsuri clare și ferme și să îmi mențin punctul de vedere. Și pentru că am reușit să ne exersăm lucrul acesta în liceu, nu o să ne poată doboră nimic într-o discuție. Sau pentru că am găsit acele ferestre în cadrul orelor și am avut și empatia aceea și deschiderea profesorilor prin care... Deci trebuie să ne asculte. Da, și să ne spunem ideile și să ținem speech-uri în fața clasei, să ne spunem părerea despre un anumit domeniu și discuțiile filosofice, psihologice, chiar politice pe care le-am avut în ultimul timp la școală, cred că ne-au dezvoltat mai mult decât ar fi putut să o face orice altă materie. Și au fost pe gânduri, fiecare... Da, pentru că a fost atât de prețios pentru noi să vedem cum gândește omul din spatele catedrei și să-l vedem și pe el, pe dumnealui sau dumneei interesat de cum gândim noi și atât de prețios să ne ascultăm între noi cum gândim, ce părere avem, partidele politice existente, ce înseamnă viața, foarte, foarte multe lucruri de genul și acesta. Și am informat involuntar unii pe ceilalți de niște lucruri și am creat un cadru benefic pentru noi și pentru dezvoltarea noastră. În care și ceilalți au putut să-și spună părerea. Da. Și să se simtă în siguranță, chiar dacă nu simțeau probabil la un moment dat. Cât de important este să lași... Mă iertați, fără să înțelege că eram de acord unii cu alții, ba dimpotrivă, ne-am certat frumos, am făcut un debate frumos de fiecare dată. Am adus argumente și contraargumente până în pântele albe am discutat, dar asta te ajută în momentul în care... Și ce avem noi în minte acum e să o facem până la sfârșitul anului, să profităm cât mai mult de prezența noastră în clasa respectivă. Debate-ul asta înseamnă păreri diferite. Da. Argumentate, evident. Argumentate. Nu țățisme. Căci nu... Asta este ceva interesant. Faptul că elevii nu sunt învățați cum să se certe sănătos. Da. Adică nu ne întâlnim în trafic și ne claxonăm și după aceea ieșim și ne înjurăm. Care este și o altă amprentă negativă a societății de această dată.
Da, dacă tot facem un debate, dar nu intrăm în discuțiile astea, că te zic să vorbim în continuare despre ceva frumos. Uite, la mulți ani, HD-ul, 155 de ani, voi ce veți face mai departe? Eu zic, cred că ne vom mai întâlni și cu alte ocazii, dar dacă tot am vorbit despre pregătire, despre spiritul HD-an, Bogdan, tu unde te-ai hotărât? Nu sunt complet hotărât, dar zilele acestea... Tu ești un băiat hotărât oricum. Oricum te voi hotărâ și e foarte bine să ai hotărârea în primul rând, a ta. Da, dar știu ce mi-ar plăcea să fac în general în viață. Mi-ar plăcea să devin un om care poate să aducă un serviciu altui om. De exemplu, profesor sau antrenor sau orice de genul. Să simt că ofer o valoare unui om, că mă conectez cu omul ăla și că îl învăț... Exact cum aș fi vrut să fiu și eu învățat într-un punct în care nu știam și mă simțeam pierdut și aș fi dorit să am pe cineva ca un frate mai mare, poate, acolo, care să mă îndrume și să-mi arate pur și simplu poate unde greșesc sau poate cum aș putea să pun problema într-un mod diferit. Asta spun că liceul m-a făcut foarte, cum să zic, să mă schimb, să-mi schimb foarte des ideile. Dar nu la ceva emoțional, adică să învăț să nu fiu fixist. Fixist, să am o idee și să rămân cu ea și să mă lupt pentru ideea aia până la sânge. Adică să ascult ideea altui om, cuiva cu care poate știe mai bine sau cuiva cu care poate chiar mi se pare că nu știe mai bine, să-l ascult pe acel om și să extrag ce a zis acel om de bine, să îmi pun problema din mai multe puncte de vedere și să ajung la o rezolvare, poate, sau la ceva ce pot să dau mai departe, ceva cu care pot să-i fac un bine altcuiva. Deci pe viitor asta mi-ar plăcea să fac. Poate profesor, poate antrenor, sau poate altceva. Mă simt norocos că fac parte din generația asta, pentru că avem foarte multe oportunități, nu mai este ca înainte, când îți alegeai o carieră și rămâneai cu ea toată viața, exact. De bine, de nebine, da. Pe asta făceai. Nu, e... avem norocul ăsta de a trăi în secolul 21. Da. Poți să schimbi mereu poți o carieră, poți să faci altceva. Da, te poți rebrandui. Teo? Încă nu m-am hotărât, dar cel mai probabil mă înclin spre filozofie. Ce frumos! Acum ai aflat? Da, da. Uite, aflăm lucruri. Spre filozofie sau spre istorie, relații internaționale? Foarte drăguț, frumos. Și carieră de... Tot profesor? Nu știu de carieră, dar astea sunt domeniile care m-ar interesa. Diana? De fiecare dată când mi se pune întrebarea asta, sunt ușor, devin încordată, pentru că nu înțeleg atât de bine ce își dorește omul din fața mea să obține de la mine. Ne dorim să aflăm de la copiii noștri unde doresc la facultate pentru a-i valida, pentru a le spune e foarte bună facultatea pe care ai ales-o, o să ajungi undeva în viață sau mai degrabă să-i încurajăm să facă ce-și doresc ei. Și cred că întrebarea este cu duș întors, pentru că să aștepți de la un, impropriu spus, copil tânăr de 18 ani să spună de acum la ce facultate sau ce carieră va urma el în viitor, e o treabă destul de... complicat e puțin spus. Pentru că tu de acum nu poți să fii de acord sau în unele cazuri nu putem fi de acord cu alegerile pe care le vom face sau să spun, să fiu mai clară, alegerea pe care eu voi face acum probabil nu va mai fi dorită de Diana de peste 5-6 ani. Nu pot să știu ce-și va dori Diana de atunci. Nu pot să știu, nu poate nici Teo să știe ce-și va dori atunci și ce carieră va dori să aleagă. Și este perfect normal, e perfect normal să se întâmple așa. Problema vine din partea, să spunem, surselor externe, în cauza dumneavoastră chiar acum, care ne întrebați la ce facultate trebuie să mergi. Nu neapărat la ce facultate, ci ce-ți dorești pe da, viitor. Da. În cazul meu, spre exemplu, a fost un drum foarte, foarte lung și încălcit până când mi-am dat seama unde îmi doresc la facultate. Am ales psihologia pentru că până la urmă trebuie să faci o alegere cât mai reprezentativă pentru tine și am considerat că trebuie să-mi iau inima în dinți și să barez variantele care nu mi se potriveau. Dar cred că atât părinții, copiii, cât și probabil persoanele care nu au copii trebuie să aibă foarte, foarte multă răbdare cu noi. Pentru că trăim într-o perioadă în care
ai atât de multe oportunități și nu știi ce să alegi. Și pe lângă asta, dacă privim puțin ieșind din cutie, avem o grămăjoară de oameni care știu dintotdeauna ceea ce vor să facă și care chiar ajung să-și exercite respectiva meserie. Nu știu cât la sută reprezintă din populație, dar mai avem și o altă grămăjoară cam mare de oameni care nu știu ce vor să facă cu viața lor. Și alegem să-i blamăm și să le spunem că ar trebui să știu unde vrei la facultate sau eventual să fie și un domeniu validat social. Nu o să spun care au fost variantele mele de la început, însă am conștientizat ulterior că cele două pe care le aveam și care erau în prim plan aveau această tentă de, măi, sunt privite bine în societate, poate ar trebui să le aleg. Și încă un lucru foarte interesant, care ne-a fost spus, acum ne legăm de activitatea noastră, care a fost spus chiar și de o bătrână de la azil. Mamă, să alegeți ceva care să vă reprezinte, să vă ajute, să puteți să profesați și să fiți mândri de voi și așa mai departe. Însă exemplele pe care dumneai le dădea erau în continuare îndreptate, medicină, drept, toată aria pe care dumnealor o știau la momentul respectiv și de pe urma cărora știau că puteau obține beneficii, atât sociale cât și materiale. Nu-i blamez în niciun caz, pentru că acelea au fost timpurile și până la urmă asta tindea societatea să facă sau să le ceară copiilor săi. Dar putem vedea care e diferența, pentru că m-a zdruncinat puțin când, stați puțin, numai domeniile astea sunt pe lume, numai în domeniile astea putem ajunge să fim oameni și să reușim în viață și să avem un salariu de care să fim mândri sau cu care putem să ne descurcăm. Dar mi-am dat rapid seama că a trăit într-un context și că trebuie să o înțeleg, că trebuie să fiu acolo pentru ea și că mi-a dat un sfat din inimă și ne-am luat ca atare. Și ăsta e, nici nu pot să-l numesc sfat, să ai răbdare cu tine. Asta în cazul, poate, al copiilor care se uită și nu știu încă la ce facultate vor să aibă. Să aibă răbdare și, în același timp, curajul de a fi sincer cu tine. E foarte greu să fii sincer cu tine. Foarte greu. Am avut răbdare, sincer, să te ascult până la final. Mulțumesc. Chiar dacă timpul ne presează. Asta pentru că este ceea ce ai spus tu, este încă o dovadă a faptului că voi sunteți diferiți, dar în sensul ăla bun al cuvântului. Mulțumim. Întrebarea, într-adevăr, pare bruscă. Da, ce vrei să devii? Răspunsul este foarte greu de dat pentru că sunt atâtea oportunități. Alegerea este una grea, pentru că faci o alegere practic care poate să schimbe viața. De aceea, nimeni n-ar trebui să blameze sau să judece pe cineva care încă nu este hotărât. Până la urmă, alege el. Înainte erau multe situații în care copiii n-aveau de ales. Într-adevăr. N-aveau de ales, da. Alegerea era a părinților, tu te duci acolo. Acum nu mai e așa. Da. Diana. Eu o să vă răspund foarte rapid. Faptul că mi-a adus aminte când m-a întrebat mama la un moment dat, acum, să zic, anii recenți, ce vreau să fac, mă tot oscila, nu mi-a spus nimic de facultate și i-am spus: mama, dacă vreau să fac ceva în viața asta, vreau să fiu fericită. Și vreau când mă întorc acasă, peste ani de zile, să nu spun niciodată că m-ați spus voi să fac ceva. Vreau să mă lași, să ai încredere în mine că ce o să fac o să fie cum trebuie. Pentru că simt, cu tot sufletul să fac lucrul respectiv, vreau să merg la facultate de limbi și literaturi străine, pe secția de filologie, engleză, franceză. Asta îmi doresc foarte mult pentru că urmăresc oameni care sunt acolo și am discutat cu ei. Și e ceea ce simt că m-ar face fericită pe moment. Dacă o să mă răzgândesc, o să mă descurc cumva foarte bine. Pe moment, dar în momentul de față nu există altă variantă decât asta. Răspunsul ăsta cu fericită l-am mai auzit și ceea ce mi se pare extraordinar. Până la urmă, asta e un lucru foarte important, să fii fericit, că în rest le faci pe toate. Dacă ești fericit, înseamnă că ai job-ul ăla care îți place, ai familia la fel sau, mă rog, poți să-ți întemeiezi. Nu neapărat, dar dacă îți faci pașii, îți construiești drumul în numele fericirii tale proprii, chiar dacă pare egoist, dar fericirea ta proprie aduce la rândul ei fericirea celor din jur, o atrage într-un anume fel, atunci vei trăi o viață exact așa cum vrei tu. Oameni de suflet, că așa vă consider, vă mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim. Pentru lecția de viață pe care voi ați predat-o în urma altor lecții de viață, da, pe care voi le-ați primit la rândul vostru din partea acelor bătrâni, pe care i-ați vizitat din nou la azilul de la Costești. Vă admir, sincer vă spun acest lucru, și cu emoții în glas, așa cum am și început emisiunea asta. Voi știți asta, știți că am fost și pe la voi, apropo de că am nimerit în perioada aia, da, chiar, da, cu războiul. Am făcut lecții deschise. Și
misiunea asta destul de grea și a profesorilor, da, a profesorilor, și pe aia mă gândesc a mea ca jurnalist, voi îmi cereați niște informații. Uh-huh. Țin minte că eu v-am zis că e doar începutul. Din păcate, vedeți că e război acolo în continuare și nu se știe ce se va întâmpla. Noi suntem prea mici. Noi suntem prea mici pentru ceea ce se întâmplă, din păcate. Dar noi ăștia mici, da, voi alături de ceilalți colegi, de toți cei care, da, care sunt alături de voi, profesori, părinții, că și părinți, bănuiesc că și părinții sunt alături de voi, încurajează, nu? Nu zice, bă, iar te duci la stația, mai stai și tu acasă că e weekend. Nu, voi în weekend ați mers la azilul de bătrâni. Așa, cu toții merită aprecieri și cu mare drag vă aștept și cu o altă ocazie la noi în studio. Mă bucur că încă o dată ați venit în fața cetățeanului care se uită la cetățeanul public, da? Publicul nostru, stăpânul nostru, și că ați arătat ceea ce sunteți, de fapt. Mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV, o seară excelentă, toate cele bune!